seara, sunt Natalia Chirtenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Claudia Culin din Caplani, raionul Ștefan Vodă, povestește că ultima dată și-a văzut fiul în stare normală într-o zi de mai. Peste noapte însă, fiul ei a ajuns acasă de nerecunoscut. Eugen a început să aibă halucinații. Era murdar, tăvălit, de țărână, de glod era, dar glod încă nu era, ploi nu era atunci. Dar ce-ai pățit tu? Ei, nică, nică. El parcă vorbea normal și o lua într-un razna, o lua, cum să vă spun mai. Îngrijorată de starea feciorului, Claudia a chemat ambulanța. Peste două zile, Eugen Culin, de 28 de ani, a decedat pe patul de spital. Joi dimineață. Și-a trăit joi și vineri, sunt dimineața ora 9, el a murit. Nici până astăzi, Claudia nu înțelege de ce a murit fiul ei. Și noi nu am știut nici ce s-a întâmplat și cu dânsul. Cine noi vrem să aflăm, cine-i ucigașul și atât. Cumnata lui Eugen este convinsă că, înainte de moarte, el a fost bătut crunt, ceea ce i-a și scurtat zilele. Femeia crede că soția lui Eugen, Tatiana, ar ascunde adevărul despre moartea lui subită. Noi și la extrasens am fost fratele ei. Când i-am arătat poza și au spus că da, fratele ei, este fratele ei cum trebuie, dar bărbatul care l-a murit pe Eugen o să-l găsesc cu litera V. În scurt timp după moartea lui Eugen, rudele sale au aflat că polițiștii îl suspectează de crimă pe un vecin de-al bărbatului. Ei nu erau prieteni. Da, mă, primăvara asta au lucrat la dânsul două zile, acolo a ajutat în harmană. El e rău băiat, el e un între la oameni, beșuri. Cum a ajuns Tatiana Culin să fie acuzată de moartea soțului său și ce spune despre bănuielile soacrei și cumnatei sale? Ce motiv ar fi avut vecinul Eugen ca să-i ia viața? Și cum vor răspunde cei doi la poligraf? Aflați în această seară. Claudia Culin spune că nu își va găsi liniștea până nu va afla cine i-a băgat în mormânt băiatul de 28 de ani. Disperată, femeia a venit în această seară în platoul nostru să-i privească în ochi pe oamenii pe care ea îi bănuiește de moartea lui Eugen. Să o încurajăm! Condoleanțele noastre, în primul rând. Vă mulțumesc. Mai aveți copii? Da, doi băieți mai mari. Doi băieți mai mari. Deci Eugen era mezinul. Da. Și probabil v-ați legat multe speranțe. De obicei așa se întâmplă în familie. Da, la bătrâneță am vrut ca să... și ei pentru noi, pentru ajutor la casă. Dar vrăjmașa ne l-a luat. Doamna Claudia, le-ați spus colegilor mei că Eugen a început să se simtă rău așa, peste noapte, brusc, fără... Asta a fost cum el, luni, a venit la Ulănești, luni seara, la 7:30. Și a stat o lea cu noi la vorbă și soț acasă, la ora 9. Și marți, el trebuie să întoarcă înapoi la Ulănești. Și eu l-am sunat, zic, Jania, te duci la Ulănești? Deci ca să mă duc la 4, tot marți. Dar eu am văzut că e ora 4 și nu vine. Hai să-l sun din nou. Zic, Jeni, tu ce faci? Am să vin la nevoastră să mănânc și mă duc și mă îndemneață. Și nu a mai venit nici să mănânce. Și dimineață ne-a sunat de mahală, de acolo o vecină, că a venit și a luat pe Jenia, că Jenia este într-o stare extrem de... și nu știu ce cu dânsul el, nu e în apele lui. S-a dus soțul. L-a întrebat Jenia, și ăsta aici, dar el nu zice nică. Și când l-a adus acasă, de-am până pe drum, mă, s-a tăcut, nu zice nică. Când l-a adus acasă, zic, Jenia, ce se întâmplă cu tine, și cu tine, și-ai pățit? Dar el tot nu spune nică. Chiar nimic? A muțit? Sau nu, ce spunea? El tășe, nu zice nică. Nu spune nică. Și el s-a culcat și nu putea dormi. Am văzut că el grăiește și nu trebuie. Părechea ca este băietul și e ca Vlăduțul, e ca Nichita. Dar e în casă și nu era nimeni. Și am văzut că el nu grăiește și trebuie și eu am chemat salvarea. Dar eu... spuneți-mi, vă rog, atunci când l-ați găsit în această stare, da? Da. V-ați uimit?
La ce v-ați gândit? Sau da. Au mai fost astfel de episoade nu, cu el? Nu a fost așa ceva niciodată. Niciodată? Niciodată. Dar oamenii cei care l-au găsit la ei în curte, ei v-au mai spus ceva? În afară da. De faptul că el nu este da, adecvat. Da, ne-au spus că cu acolo nu a făcut nică rău, nu a stricat, nu a crescut împreună. Haideți să vedem împreună. Ce ne-au povestit oamenii aceștia despre episodul cu Eugen. Atenție! Când ne-am trezit, adică noi ne-am uitat că ceva era schimbări pe la noi, pe gospodărie, pe masă, acolo în biserică, erau formate crenguți de la lavandă. Eu am găsit o pereche de încălțăminte mai încolo, își deu așa pusă sub o viță de vie. Slavic vine să deschide ușa să uite în coașe și vede o scurtă roșie. Și când am văzut că jenică, că nu a ieșit, el a ieșit foarte repede, în două minute, tata auzi că-i zice, zice că și cața aici, ieși. Dar el zice că stai să-mi iau culioasele și ies. Și el ăștia aici pe prag și eu chiar aici și când am văzut că eu m-am... Zic, și jenică, zic, tu ce cauți aici? Dar el se uit la mine și zice că... Totuși, eu nu mă vezi. Zic, eu de când stau aici și de vorbă cu Tania. Și nu mi-a dat în cap că el, zic, ceva nu gândește. Ziceți că e murdar. Da, era da. Și bătut? Da, păi dacă aici era julit și bărbat că nu a dezbrăcat la coastă, era vânăt. La numai că a fost bătut. Dar în ultima seară am înțeles când el stătea în divan și îi purta așa capul, de eu zic, jenic, și cu tine, zic, și s-a întâmplat. De el zice, așa mă doare capul, nici nu pot, așa mă doare de pe cap, nu pot purta capul deloc. Și mâinile m-a doar, tot m-a doare. Deci totuși erau momente în care vă răspundea normal, da, da, adecvat. Și-au lecțat pe ea, că, și nu o lecțat și iar o lua și nu trebuie vorbe. Știam în noapte și ea mai tare s-a agravat situația și... Dar în dimineață el nu se ținea nici picioare și a chemat la ora 7 ambulanța și l-a luat și a chicat în comă și timp de 20 de a murit. Colegii mei au pregătit un subiect despre viața fiului dumneavoastră ca să-l cunoaștem mai bine. Haideți să-l vedem împreună. Eugen Culin avea 28 de ani. În toamna anului 2014, bărbatul și-a legat destinul cu Tatiana, care este cu un an mai mică decât el. Împreună ei au doi băieți de 6 și 2 ani. El tot timpul stimat-o, ajuta-o și cu copchii și la mâncare la copchii și spalat la copchii și tot timpul el ajuta. Până acum un an, Eugen și Tatiana au locuit în casa părinților bărbatului. Familia s-a mutat cu traiul într-o casă veche din sat, pe care planificau să o cumpere. Deodată erau relațiile bune, că tot trăit la noi a fost bine. Se împacau, dar mult când s-a mutat acolo un an de zile, aveau... Tot timpul ies ceva nu-i plășesc, duce la mamă să le-a padat singură. Claudia Culin povestește că Eugen și Tatiana se înțelegeau bine. Feciorul său lucra zilier prin localitate, iar nora ei se ocupa de copii. Dar el nu a bătut-o, Doamne, e cam ultima, că nu așa a apucat o leacă de mâini și a zgâlțit-o, dar el nu a bătea, Doamne ferește, nu a bătut-o, niciodată nu a bătut-o. El tare ține la dânsa. Cu o lună înainte de tragedie, Tatiana l-a părăsit pe Eugen. Familia lui spune că el suferea despărțirea de soție și că încerca de nenumărate ori să se împace cu ea. Mai mult, ei povestesc că bărbatul s-ar fi plâns că mama copiilor săi are un nou iubit. Ce spune Tatiana Culin despre aceasta, aflați în curând. Doamna Claudia, dar ce vă spuneau medicii atunci când, iată, Eugen a ajuns la spital? L-au diagnosticat? Nu pot să vă spun medicina noastră. Au spus că are la cap traum, dar nu cum. Nu ne-au spus că e plesnită curcubeta asta acum. Dar după aceea eu am făcut expertiză, după aceea am murit și eu am făcut expertiză, ne-au spus că a fost plesnită curcubeta la cap. Dar ne-au spus că are abia la creier apă. Și asta de la ce s-ar fi întâmplat? De ce să aibă... De la lovitură? Da, așa da. V-au zis medicii? Da, sau... așa i-au spus. Deci medicii, puteți să ne confirmați că medicii cumva au ajuns la concluzia că el ar fi fost bătut? Sau cum a fost, doamna Claudia? Dacă a venit expertiza de la Chișinău, doar s-o dus după aceea și eu a făcut scrâtea asta, cum să autopsie, a venit și a spus că el a fost lovit în cap 3-4 zile înainte de a muri. Asta a fost marțara. Dar până la urmă, iată, după ce l-ați găsit, el a izbutit să vă explice ce i s-a întâmplat? Măcar așa, niște frânturi de fraze sau ce? Nu ne spune nimic și îl întrebam, ce-i pățit, unde-i fost și cu tine? Noi nici cu gândul că el a fost lojit, așa.
Nimic nu ați reușit să aflați de la el. Nu. Și dumneavoastră, dumneavoastră, la ce concluzie ați ajuns? Ce versiune aveți? Sunt acumită expertiza și ne-a spus, el a fost ucis și gata. Ce știți sau ce bănuiți? Cine? Avea el inamici atât de răi ca să-l omoare, să-l bată până nu a murit? Parcă așa zici că nu avea el prieteni răi, nu pot cu asta să vă spun nimic, nu știu. Și pot să zic ca așa, dacă... Dar am înțeles că o bănuiți chiar pe soția lui. Nu-mi vine a crede, parcă. Așa ceva chiar să facă. Dar și-o mai trăit 7 ani cu noi, aproape. Au trăit bine? Da, cum, Jania, tare mult ținea la dânsa. Dar ea? Dar e dacă ținea la dânsa, nu a lepat, aș duce la mamă sau cu luna. Dar Eugen vă povestea ceva? Vi se plângea că, uite, nu merge relația? Da, spunea, timp. Ce spunea? Eu i-am zis, Jenny, dacă nu poți, nu, e te leabă. Dar ce vă spunea el? Ce se plângea el? Că nu mă mai iubește sau că vrea să mă părăsească sau că are un amant? Eu i-am zis, te spărțăști și ai să ai grijă de copchii și tădăp și atâta să după așa singur. După ce i-ați spus, desparte-te de ea? Asta de amul de iarna asta când ieși de cu o lună de zile la mamsa. Și de ce deodată să se desparte? Doar pentru că a stat o lună de zile acolo? Dar nu vrea când grăie la telefon să ieți pala dânsul la telefon. Că nu m-a mai sunat, că nici copiii noștri dau să-i vieți și încolo și încoași. Dar de ce așa brusc s-a întâmplat în viața lor? Ce v-a povestit Eugen despre asta? Și eu am întrebat. Poate el i-a făcut ceva? Dar nu i-a făcut nimic. Ea că sunt vecini, sunt... El tare o ținut, el o... Deși nu s-a despărțat, că o zic, mamă, eu nu pot să o lepăt. Eu așa de tare o iubesc pe dânsa, eu fără dânsa nu pot. Fără copchii. Doamna Claudia, eu vreau în primul rând să vă spun condoleanțe. Îmi pare foarte rău pentru ceea ce vi s-a întâmplat. E foarte greu și tragic pentru o mamă să-și piardă copilul, să-și mormânteze copilul. Asta nu dorim la nimeni să treacă prin asta. Vă doresc din tot sufletul să găsiți adevărul, să vă liniștiți dumneavoastră ca mamă. E foarte greu, vă înțeleg, și chiar vă doresc să aflați adevărul și să pedepsiți pe cei care sunt vinoveți. Spuneți-mi, vă rog, ați spus în care parte era zgâriat la ochi? În partea stângă sau în partea dreaptă? Uite, să mă credeți, îmi pare că în stânga. Bun, dar ați spus că avea ceva, niște echimozi, niște vânătăi, cum spunem, da, popor, la torace, da? Tot partea asta unde era și zgârietura la ochi? Sau pe... Da, îmi pare că tot în partea stângă era. Deci, uitați-vă, ceea ce ați povestit dumneavoastră, deci din tablou clinic, este clar că a fost un traumatism grav, craniocerebral. Și în situația când sunt traumatisme craniocerebrale, sunt absolut decisive primele 2 ore jumătate, primele 4 ore. Deci aici merge vorba de ore și dacă era hemorogie, vă dați seama, hemorogie cu necrofiere și așa mai departe, aici orele contau. Eu cred că putea fi salvat să fi fost acțiunea în prima zi, în primele ore. Aici mi-a spus că au trecut 4 zile, până când poate s-au luat. Deci cu părere... Nu, vedeți că noi miercuri l-am adus, miercuri a fost ambulanța, joi l-am dus la spital și el... Până l-ați adus, mi-a spus că a fost câtva timp, că nu ați știut unde, el deja era și apoi nu era și venea și mi-a fost normal. Cu dânsul a fost normal marți. Asta, miercuri dimineața noi l-am găsit în starea asta. Deci timpul a jucat fiesta. Eu sigur că a putut să fie salvat, dar din păcate îmi pare foarte rău. În această seară discutăm despre tragedia care s-a întâmplat în familia Culin din Caplani, raionul Ștefan Vodă. Acum câteva luni, Claudia Culin și-a înmormântat fiul de 28 de ani. Femeia spune că peste noapte, feciorul ei și-a pierdut mințile și a ajuns în comă, iar după 2 zile a decedat la spital. Claudia Culin crede că cineva l-a bătut crunt pe Eugen. Acum ea își dorește ca oamenii legii să-l găsească pe făptaș. Unul dintre bănuiți a acceptat să treacă testul la poligraf. Cum vă răspunde el, veți afla în curând. Totodată vom auzi ce spune Tatiana, soția lui Eugen, despre nenorocire. Și ea a fost de acord să treacă testul la detectorul de minciuni. Până atunci, o invit în platou pe cumnata bărbatului, care este convinsă că Tatiana ascunde adevărul despre moartea soțului său. Larisa, vă așteptăm.
Le-ați spus colegilor mei că sunteți practic convinsă că Tatiana, soția lui Eugen, ar avea legătura cu moartea lui. Da. Și vreau, vă rog frumos, să ne explicați de unde această convingere. Această convingere este de la fața lui Tatiana, de la vorbile lui Tatiana. Ce anume o dă de gol, după părerea dumneavoastră? Când ei când au aflat versia că este bătut, el nu s-a stresat. El la care a început la mine să spună prin telefon, pentru că a zis că Larisa, eu nu i-am spus numai o dată, dar mai multe ori i-am spus să-mi dă-i pașii. Să nu mai mă deranjează, să nu vină, să nu mă să telefoneze. Că copiii sunt mari, la care au spus că copilul mare spune la toată lumea că tata servește și tata bate pe mamă. Și mie este rușine și i-am spus că sunt de pași și nu mai vreau să trăiesc cu dâns. Pe urmă am înțeles că trebuie să ajung la extrasens. De ce trebuie să ajungeți? De ce ați înțeles că trebuie să ajungeți la un clarvăzător? Pentru că eu, pe data 15, el când a decedat, eu la oarele 7 pe dânsul am visat că a spus cu nățică, numai tu mă poți ajuta. La care el la orele 9 a decedat. Voi erați apropiați cu Eugen? Da, el vă povestea ce îi se întâmplă în viață. Așa, și atunci v-ați crezut visul și v-ați dus la clarvăzător. Și ce v-a zis ăla? I-am dat poza lui Eugen și mi-a spus că el... Eu când am intrat, am spus că eu vreau să aflu niște detalii de cumnatul. Deja știați că el e mort? Da, el era mort. Și numai atât i-am spus că vreau să aflu niște detalii de cumnatul, la care el a cerut poza a lui. Eu i-am dat poza lui. Domnul a spus că el este decedat și nu e de moarte bună, la care el este însurat și are doi copii. Ca să înțelegeți, eu nu i-am spus nimica. Și am dat poza și soției și a spus că Eugen a trăit o viață de chin și o moarte și mai de chin. Noi stăm, eu cu nașa mea stăm, noi n-am spus nimic, a dumnealui tot spune singurel. Și ce v-a mai spus? Și mi-a spus că inițiatorul este soția lui, fratele ei este, am uitat complice. Da? Complice. Da, adică fratele este implicat și persoana care voia să o găsiți este cu litera V. Cineva cu numele care începe cu litera V. Și când am zis că de V, eu l-am lăsat până la sfârșit, la care eu mi-am arătat poza lui fratele ei și dumnealui a spus că este implicat fratele ei în moartea lui. Și doar cuvintele acestui clar văzător v-au făcut, Larisa, să începeți să o bănuiți pe Tatiana sau ați fi avut bănuieli și până a ajunge la acest extrasens? Da, am avut bănuieli și înainte de a ajunge la extrasens. De ce? Ce vă spunea Eugen? Tatiana nu putea să vorbească. Ea niciodată nu putea vorbi. Dar acum, după decedarea cu natului... Eu te întreb ce crezi tu despre ea. Tu o crezi pe Eu Tatiana? Eu cred că ea știe ceva și ascunde. Vrei să ne spui că Tatiana s-ar fi schimbat după moartea lui Eugen? Tatiana auză, nu știu de la cine auză, că eu încerc să găsim făptașul la care l-a scris pe cumnatul Mihai. A spus ce vrea să facă Larisa din mine și din fratele meu. Spune-i să liniștească să fie mai rău. Că fratele meu nu este vinovat la nimic. Și adică undeva eu asta și m-am gândit și am spus cumnatului, zic, trimite conversuri nii ca eu să trimit la poliție. Și eu fost dat întrebarea aceasta și eu, la care e pe data de 25, l-a scris pe cumnatul iarăși pe... Că a spus că Mihai, da, o că eu nu m-am așteptat de la tine așa ceva. Dar Mihai și... fiind unul dintre feciorii dumneavoastră, da? Da, a doilea Mihai. Amândoi băiați. Dar, Larisa, doamna Claudia, ce vă spun polițiștii despre
anchetă despre... Când am venit de la Chișinău, Rozăscu, asta ne-a chemat acolo în sat la noi și unul din ei, nu știu cum îi mi-a cheamă, nu știu, a spus că Tatiana a chemat la Ștefan Vodă, dar pentru dumneavoastră am venit aici în sat. Și zic, și zice, și... Și că e și ava, nu spune până la urmă cum, adică cum îți va lămuresc. Și ava ascunde. Și ava el, îl ascunde pe fraițul. Nu v-a mirat acest fapt? Poate ar fi avut conflicte, Eugen? Ce știți despre fratele Tatiana? Eugen, da, au fost cu fratele ei în conflicte cu o săptămână, două înainte de s-a întâmplat această... Ce s-a întâmplat între ei? Eu am înțeles că de la cumnatul Mihai, că Eugen i-a spus lui fratele lui Mihai, că fratele ei a încercat să-l bată. Și am zis lui Mihai, cum a încercat să-l bată? S-a dus la Olănești, la dânsi acolo, și eu nu știu ce a fost, de la ce ceartă s-a împrânt acolo, că cumnatul lui i-a spus că să nu obișnuiești pe Tania, că să nu-i cadă niciun fir de păr în cap. La care el s-a izghit, am înțeles că Eugen să lovească și Eugen cu mâna l-a lovit așa și a căzut la niște iași de cartofi acolo, nu știu cum mai departe, cum a fost, ce a fost, Eugen atât nu mai a spus. Larisa, dar ce motiv crezi că ar avea Tatiana ca să-i vrea moartea lui Eugen? El nu vreau să trăiască cu dânsul la care el la Paște ne-a spus. Noi stăteam la masă la mama soacră, care el m-a scos pe mine afară și a început să spună că lui este foarte greu. De ce? Și eu am spus, ce ți este greu? A spus că și la lui soției. Și am spus, l-am întrebat de la ce. Și că e că i-am lepădat de data asta și e vreau să duc, a spus că e vreau să dai la divorț. Dar mie este foarte greu, că ei ne-au stricat de viață. De ce spui tu așa? El spune, și ce om am fost eu, ce om m-a adus eu, e. Să străim și să vedem și ne e. Da, Eugen a spus că, nu a spus că străim. Dar străiți și să vedeți și ne Tania, nu-i Tania și aia care voi o credeți. De unde s-a luat că eu l-am bătut? Și nu ai găsit un răspuns pentru tine? Nu. Eu i-am spus, nu te leagă cu dânsul, că el e om, așa, e băiat șazut. Tot de umor. Și-a mâine, dacă mă unit jăni ca și totul, mă va da, bunuiți că eu la... Victor. Nu, nici să spun adevărul. Victor Nițelea, dar și soția lui Eugen, Tatiana Culin, au acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni. În scurt timp, vom auzi cum au răspuns ei la poligraf. Și-a luat pe Jania, că Jania este într-o stare și nu știu ce cu dânsul el, nu e în apele lui. Am văzut că el grăiește și nu trebuie. Părie că e ca este băietul și ce e ca Vlăduțul, e ca Nichita. Dar e în casă și nu era nimeni. Zic, ce s-a întâmplat cu și cu dânsul? Și că aici era julit și bărbat când l-a dezbrăcat la coastă, era vânăt. Dar în dimineață el nu se ținea nici picioare și a chemat la ora 7 ambulanța și l-a luat și a chicat în comă. Și... timp de 20 de a murit. Păi și-a murit și eu a făcut expertiză, mi-a spus că a fost presnită curcubată la cap. Bănuiți chiar pe soția lui. Când ei când a aflat versia că este bătut, el nu s-a stresat. Ieți pa la dânsul la telefon, că nu m-a mai sunat, că nici copiii noștri dau să-i vieți. Și pe dânsul l-am visat că a spus, cunățică, numai tu mă poți ajuta. Pe urmă am înțeles că trebuie să ajung la extrasens. Eu i-am dat poza lui și a spus că Eugen a trăit o viață de chin și o moarte și mai de chin. Și mi-a spus că inițiatorul este soția lui și persoana care voia să o găsiți este cu litera V. Și că e și ava, nu spune până la urmă, și ava ascunde. Vă reamintesc că astăzi discutăm despre un caz tragic care s-a întâmplat în satul Caplani, raionul Ștefan Vodă. Eugen Culin, de 28 de ani, a decedat pe patul de spital. Bărbatul a ajuns în comă după ce brusc a început să aibă halucinații și a devenit de nerecunoscut, spune mama lui. Mai devreme am auzit-o și pe cumnata sa. Larisa Culin afirmă că soția lui Eugen, Tatiana,
s-ar face vinovată de moartea lui și că anume ea l-ar fi pus pe cineva să-l bată crunt pe bărbat. Această versiune Larisa și-a făcut-o după ce a consultat un clar văzător. În această seară vom afla cum a răspuns soția bărbatului decedat la poligraf. În timp ce rudele victimei sunt în căutarea adevărului, polițiștii din Ștefan Vodă l-au reținut pentru o zi pe un vecin de-al bărbatului pe care îl suspectează de crimă. Noi i-am propus și acestui bărbat să treacă testul la poligraf, iar în curând vom afla cât de sincer a fost el în timpul testării. Iar acum haideți să-l cunoaștem. Victor, te așteptăm în platou. Spune-ne, te rog, cum ai aflat că ești suspectat de moartea lui Eugen? Eu m-am dus în satul vecin, la Bucmaz, la Berșor. Și am stat 3 zile acolo. Abia am venit la 4-a zi acasă. Am pus cartofi cu Berșorul. Minim mă sună mama, Sara. Și îmi spune, Victor, bună seara. Zic, bună seara. Știi că la tine Mahala este mort? Zic, nu. Dar zic, dar cine a murit? Deci, Janică la nume, al de Tovasi. Deci că nu știu, nu n-am știut. Eu m-am dus la Verișor, mi-a spus, am smătal ne spui că el o decedat. Deci că eu nu știu nică, eu nu știu de la și cauza a murit el, știi? Pentru ce a murit el, eu nu știu nică. Și mai mult nu știu nică, eu... Te întrebam cum ai aflat că ești suspectat de moartea lui Victor. Mama m-a sunat și mi-a spus că el a murit. Tu la poliție ai fost reținut? Da. Cât ai stat la poliție reținut? Marți m-a luat, m-a ținut de la ora 1 până la ora 3, seara, acolo. M-a spăr eu ca să mă bat, să spun mâna prouă, să mă bat. Vrei să spui, mi-a rămâna prouă, că tu o zis până mănânci bătaia. Dar cum s-a ajuns să fii bănuit anume tu? Nu știu. Ai înțeles? Pentru tine măcar, dacă ai înțeles. Eu... Ce... Nu știu ce bănuiele la poliție? De ce te-a legat pe tine de moartea... Nu știu nici, eu nu știu, dar și s-au luat ei și mă... Deci nici azi nu înțelegi de ce? Nici, nu știu, nici, nu știu, de ce m-au luat ei, pentru ce m-au luat ei pe mine. Dar în noaptea în care ar fi fost bătut, cum spun mama și cumnata lui Eugen, tu unde erai? Eu, nu știu, când l-au bătut pe dânsul, de la și l-au bătut pe dânsul, eu nu, tot nu știu nici. Dar voi vă cunoșteați? Voi erați vecini? Noi am fost vecini. Gard în gard trăiați? Nu. Suntem vecini, dar el nu trăie pe ulița unde trăiesc eu, el trăiește mai departe de mine. Dar aveți vreo relație cu el? Nu știu. El a venit și s-a rugat la mine odată, eu să vin, am de lucru în grădină, scot niște puieți din vișin. Eu zic, bine, eu asta ajut. Și el a venit și m-a rugat pe mine să mă duc la dânsul, la lucru, la scoatem puieți de aceea. Și eu am lucrat la dânsul. El dimineața și-a economit la mine, eu băt la fereastră. Eu ies din casă și zic, și băi, Jeni, și băi, eu am grei cu tine, că mergi să mă ajut să fie ca așa, eu ți-i spătesc. M-am dus, el mi-a dat 200 de lei, m-am dus la magazin. Am luat 2 pâini, un paștet de găină. Așa? Ți-a dat 200 de lei, te-a plătit pentru ajutorul pe care l-ai oferit? El a spus că are 250 de euro, a duc să se schimbi. Și primul mi-l-a zis să ne aduc sângul. Eu nu m-am dus la dânsul și eu banii ăștia. Spune-mi, te rog, tu l-ai ajutat. Da. L-a scos vișinarii din grădina da, lui. Cu cât te-a plătit? Nu m-a plătit cu nic. Asta era pretenția ta? Ai avut pretenții față de el? Nu. Păi cum, l-ai ajutat pe gratis? L-am ajutat, el a spus că aș duc să schimbi, era să-mi dai bani. Și, nu și așa și nu te-a plătit? Nu ne-a plătit. Și cumva ai prins ciudă pe el pentru deloc, asta? Deloc. Păi nu știu, nu te duci la om să-i bați la ușă și zici, da, omule, eu am lucrat două zile la tine în grădină. El dacă a spus singur ca să vii și să-mi duc, ce să mă duc eu la dânsul? Și cât ai așteptat? El mi-a spus că 2 zile l-am așteptat. El a spus ca să vii și să-mi duc. Și el nu a venit să ne aducă. Eu după asta m-am dus la Verișor, mi-am venit acasă, mama mă sună și ne spune că el a decedat. A, deci asta era foarte aproape de... Cu câteva zile înainte de moartea lui Eugen asta s-a întâmplat. Da. Dar zi-mi, te rog, Victor, tu cum îți explici? Câți ani ai? 28. 28, mulți înainte. Tu, iată, ai stat reținut la poliție. Da. Ai zis că te-au amenințat.
că mă ți era frică pentru viața ta, pentru siguranța ta, nu? De ce să mă bat mie degeaba? Tu pentru tine ai înțeles? Ai vreo versiune în capul tău? De ce anume pe tine poliția te-a luat drept bănuit în, de moartea lui Eugen? Nu știu nicăieri. Păi de unde ăștia m-au luat anume pe mine? De chiar și eu singur ne-am dat întrebarea. De unde s-au luat că eu l-am bătut pe dosul? Și nu ai găsit un răspuns pentru tine? Nu. Dumneavoastră îl cunoașteți pe Victor? Da. V-a povestit ceva Eugen despre Victor, nu? Eu i-am spus, nu te leagă cu dânsul, că el e om rușor, băiat șazut. Tot de umor. Victor, este adevărat? Da. Cum? Tu ai făcut închisoare pentru umor? Da. Da, pe geaba tot. Și am uitat cum unii tăjănii ca și tot, mă va bunuiți că eu... Dar noi nu te băgăm, la... Victor, nu te băgăm. Nu. Dar cumva eu mare... Nu mă băgăm pe nimeni degeaba. Dumneavoastră, nu-l bănuiți? Este lege, este... Și pot să zic să mă anem de om dacă... Victor, nu crezi că te-au luat în primul rând pe tine pentru că ai un antecedent și eu, poliția de obicei așa procedează, nu? Da, eu tot am stat, știu eu, prima dată am stat pe degeaba, da. Da, într-o localitate, în special în mediul rural, da, să zicem, unde comunitatea e mai restrânsă, mai mică, în primul și în primul rând se verifică persoanele care recent s-au eliberat din instituții penitenciare sau care au fost condamnate pentru infracțiuni similare sau antecedente penale sau recidiviști. Adică este un contingent care în primul și în primul rând se verifică pentru a-i exclude sau a-i implica în și a retribui calități procesuale. Deci cred că în cauza dat mai degrabă e vorba că poate s-a aflat despre neplata unei datorii pentru niște servicii și în primul rând a fost iată, verificată persoana dată referitor la apartenența, la săvârșirea pretensii infracțiunii. Victor, dar vreau să te întreb pe tine, tu ce crezi, iată, după ce ai aflat despre moartea lui Eugen, da? Da. Tu ce crezi despre asta? Eu ce putea să-i se întâmple lui să moară la 28 de ani om sănătos? Nu știu nic, eu nimic nu pot să-mi dă un... Dar nici nu mă închipui că la și eu murit el, pentru și eu murit el, la și eu murit, nu știu nimic. Părerea ta personal, tu zici nu știu, asta e ca un fel de barieră, tu deodată nu știu nimic, te protejezi, asta e clar. Dar cam cum crezi tu, așa? Eu nu cred cine te să-l facă lui dânsul așa, ca să ajungă la așa ceva. Dar ce statut ai în această istorie acum? Iată, tu ai zis că te-au reținut, da? Și te-au eliberat după câteva ore. Ți-au spus polițiștii că ai statut de bănuit, că... Sau mi-a spus, da, o zic, acolo spune că tipa, că tu ești vinovat, că tu l-ai bătut pe dânsul. Nu, dar acum, uite, au trecut câteva luni. Te-a mai anunțat poliția că ai vreun statut, că ești în continuare bănuit, că nu trebuie să părăsești țara? Ei pe mine m-au reținut pe 3 zile. În satul vecin la Căușări. M-a ținut acolo. Ne-a dat 3 zile, dar ne-a dat... Tot în legătură cu moartea lui Eugen. Da. Nu cumva ai să fugi, noi îți dăm 60 de zile, e așa. Nu cumva ai să părăsești țara, să fugi, îți dă prin și deci să... tu, în continuare, figurezi în calitate de bănuit? Da. Victor Nițelea, dar și soția lui Eugen, Tatiana Culin, au acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni. În scurt timp vom auzi cum au răspuns ei la poligraf. Dar mai întâi, haideți să vedem ce spune Tatiana Culin despre moartea soțului său. Ea a venit astăzi aici. Să întâmplăm. Tatiana, bună seara! Bună seara! Trebuie să te întreb în primul lucru, în primul rând, de ce ai acceptat să vii la noi în platou condiționând prezența ta prin acest paravan? De ce nu vrei să... Să stai ca și ceilalți invitați. Eu nu vreau să mă arăt. De ce? Nu știu, poate ți este frică de cineva. Mi-e frică, dar nu vreau să mă arăt. Ți-e frică? Da. De cine? Eu nu vă pot spune. Eu nu mă tem să cineva sau să vorbească cineva despre mine ceva urât sau eu nu știu. Dar știi că rudele lui Eugen te bănuiesc că ai fi implicată în moartea lui. Da, dar eu nu sunt vinovat cu nimic. Cum de ultima dată te-ai văzut sau ai vorbit cu doamna Claudia și cu Larisa, cu cumnata ta? Cu cumnata am vorbit de la praznic, când am dus să o ajut pe mama soacră. Dar cu mama, nu de mult am vorbit pe telefon. Uh-huh.
Și știi că ele te bănuiesc? Da. Da? Și ce crezi despre asta? Ce pot crede? Eu am venit să spun adevărul, că nu sunt vinovat cu nimic. Dar lor ce le-ai spus atunci când ai aflat că ele te bănuiesc? Nimic. Asta nu te supără? Nu te deranjează? Eu am venit să spun adevărul. Mă deranjează că, într-adevăr, eu nu sunt vinovat cu nimica. Spune-ne, te rog, când l-ai văzut ultima oară pe Eugen în viață? Înainte de a deceda eu. Cu cât timp înainte? Că vreo 3-4 zile, 2-3-4 zile, așa. Cum era el? În ce circunstanțe v-ați văzut? Pentru că eu am înțeles că voi de o vreme nu trăiați împreună. Mm. Tu trăiai cu părinții tăi. Da. Așa, ai plecat de la el. Și atunci, de ce v-ați văzut? În ce circunstanțe? A venit el la tine, tu la el? Ce făceați? Ultima oară, da? Eu m-am dus la părinții lui, la nanașa mea m-a chemat și noi ne-am împăcat. Aha. Ei au spus, gândiți-vă că aveți copii, gândiți-vă ce faceți și eu ne-am împăcat. Tu ai fost de acord ca să vă mutați da, din nou împreună? Da, eu am vrut să-mi dau o șansă. Dar zi-mi, te rog, de ce l-ai părăsit? Pentru că era servie. Și când bea, ce făcea? Te bătea? Eu nu vă pot spune cum a bătea este, dar în ultimul timp, da, el m-a pus mâna. Eu nu zic că m-a bătut în toată ziua sau... Asta a fost o dată, două ori. În tot... De când eu trăiesc cu el. Dar de ce a început să bea? Eu nu-mi pot înțelege. Eu nu știu de aici. Tu știi că... Tot rudele lui Eugen te bănuiesc că ei fi infidelă. Asta e ce? Eu n-am zis de asta. Că ai găsit un alt bărbat. Drept. A făcut Larisa o aluzie. Da, mi-a spus cumnatul la Paști când am vorbit cu dumneavoastră. Spus că... Doamne, Larisa, Claudia, am impresia că aflați multe lucruri pe care nu le-ați știut până acum aici, în platou. Care el mi-a spus că e, știi, precis că... Nu că precis, a spus că o simțit-o pe Tania care pe unul și e din Palanca. Așa a spus. Eu, Larisa, eu n-am avut niciodată. Și am spus precis și el a scădat precis. Eu când eram în viață, în ultimul timp, e ca și mama, tu a auzit când el a spus că tu ai unul din Palanca, ai pe cineva. Pe urmă, și mama soacră ți-a spus asta? Nu, mama soacră n-a spus. Uh-huh. El a spus că când eu am fost, nu trăim cu dânsul. El mi-a spus că tu ai pe cineva din Palanca, că eu știu, tu ai pe cineva. Eu am spus că nu am pe nimeni. El era gelos pe tine? Și pe urmă, știți, a spus că de-amă nu am eu pe cineva, dar persoana și ea ne știe toată familia noastră. Știți, ca, cum să zici, că s-a întors. Deodată a spus că eu am pe unul din Palanca, dar pe urmă a zis că nu, așa, nu ai avut nici un amant, dar vă știe pe toată familia voastră, nu de rele, eu zic, de bine. Eu n-am avut nimic cu nimeni. Dar tu nu i-ai spus niciodată lui Eugen că, uite, eu te părăsesc pentru că am găsit un alt iubit, nu, mai bun ca tine, care nu bea? Niciodată. Nu mă bate? Nu. Nu? Nu i-am spus. Și vrei să spui că ai acceptat să fiți din nou împreună? Da. Ei mi-ai dat tu o șansă? Da. Ți-a promis el ceva? Că nu va mai bea? Ce ți-a spus? Mi-a spus că nu o să ne servească, o să începem viața din nou. O să ne mutăm cu traiul. Asta chiar cu câteva zile înainte ca el să moară. Da. Doamna Claudia, Larisa, vă știați despre asta? Că ei s-ar fi împăcat? Da. V-a zis Eugen? S-a împăcat de ea, ea că nănașa... Nănașa a venit la Bindier și a chemat-o pe Tania de la Olănieș la Caplan. El a spus, nănaș, te rog frumos, sună pe Tania și spune, te rog frumos să vină acasă. Vă știați că ei s-au împăcat? Că Tatiana a acceptat să se mute din nou? Și noi eram cu nănașa împreună. Și v-ați bucurat, probabil, nu? Da, a venit la noi. Sâmbăt, seara și duminică s-a dus la Olănești. E drept, Ani? Da. Da? Am spus tot cum este lui... Așa, și... Deci s-a dus la Olănești, la tine? Da. Și cum a dispărut? Cum a ajuns în curtea acelor oameni? Luni seara el s-a dus acasă, la Caplani. De ce s-a dus acasă? S-a dus că se iei hainele să vie să întoarcă înapoi la Olănești, la că s-au găsit de lucru, la cucoană, la... Așa a fost, doamna Claudia? Știați că el a revenit în sat să-și ia hainele și să se mute din nou cu... Da, e drept. Așa. Ți-a mai zis că poate are alte planuri? Nu.
Pe lângă haine, să se ducă undeva. Eu i-am spus, Eugen, te rog frumos, rămâi cu noi. Nu ne-am văzut atâta timp. Copiii era dor de tată. Și eu am vrut tare el să rămâi. Eu am început a plânge când el s-a dus. El a spus că nu, că eu mă duc amuie. Dar uite că, Tatiana, Larisa spune că tu, după moartea lui Eugen, practic nu aveai păreri de rău. Nu. Și nu păreai uimită de moartea lui. Larisa, adevărat, nu? Să ne confirm. Da, pe site s-a scris cu o persoană la care i-am făcut poze, am arătat la mama soacră, am arătat ce a scris ieși cu persoana Adi. O cheamă, nu știu dacă am dreptul să spun cum o cheamă. El a scris că ești foarte frumoasă, nu știu cum a scris acolo, i-am zis mulțumesc. Da, ești o prințesă, popii inimioare, la care o scris că ești o fată frumoasă și tu ai scris mulțumesc și trimis un pliculeț cu cifra 1. Adică scrie în privat. Spus, eu dacă nu înțeleg în Facebook, mai bine nici nu ți fă, dar eu... Dar de ce ai scris? Eu n-am știut ce apăs. Dar când eu am vorbit cu tine și am spus, de ce tu ai răspuns dacă tu nu-l cunoști? Tu ce ai spus? Mai păi mâine scrie pe altul, pe altul, pe altul. Și am spus eu? Că să fie cu toți încolo, încoași, încolo, încoași și tu și zis, șapte și... Eu n-am scris nimic rău. Și la care eu, spun până la urmă, și la care eu am spus, hai mama ta să o căsătorești 7 ori, de ce tu nu? Și tu ai tăcut și n-ai spus nimic, așa am fost. Noi nu ne-am certat, dacă sincer, noi nu ne-am certat. Noi am vorbit foarte frumos la discuția care a fost, noi nu ne-am certat. La care eu ți-am spus 7 ani, noi nu ne-am discutat, nu ne-am certat. De azi înainte nici atât nu am treabă cu tine să mă cert. Da, dar mine... totuși ai niște bănuieli, Larisa, și vrem să știm de unde, de ce tatăl, Eugen, când am telefonat și am spus, Eugen, de ce tu nu mergi mai departe să codezi? Că Tania a spus că pe dânsa o deranjează că tu servești. Haide să mergem la locadare că tu nu servești deloc. Și el a spus așa, eu dacă n-am să servesc deloc, eu pe dânsa am să o bat. I-am spus, dar de ce? Pentru că mine mă deranjează igiena ei. E mâncare nu poate face, grijă de copii nu are, curățenie în casă nu are. Dar dacă eu am să mai servesc, eu am să mă culc și n-am să văd nimic. Așa a fost, Tania? Nu. Nu a fost așa bine, nu a fost așa. Nu a fost așa. De ce tu nu ai venit să vezi într-adevăr? Dacă eu pe telefonie nu i-am spus așa. Cu copiii, la mama, întreabă. La care eu cu tine pe urmă am vorbit. Și am spus, Tania, de ce tu nu ești de acord că el să codeze? Tu doar m-ai rugat prin când atunci... Dar tu nu erai de acord să se, că el să fie codat. Eu eram de acord, dar eu nu eram de acord, de dacă eu mă gândesc... Eu eram de acord, dar nu eram de acord. Cum să vă spun? Eu am vrut că el să codeze. Așa? Dar eu, pe urmă, n-am vrut eu să fiu vinovată. Vinovată de ce? Că el nu mai avea? Eu nu știu. Dacă el, dacă ceva se întâmplă cu dânsul, dacă el scodează și dacă a să beie... Apoi eu nu știu, poate să întâmple ceva cu dânsul. Apoi eu, pe urmă, eu vă strag la răspundere. N-a stragă nimeni la răspundere. Tatiana, spune aici deschis, față de mama soacră și de Larisa, care te bănuiește. Tu ai vrut să scapi de această relație? Nu, eu am vrut să... Că nu-l mai iubeai pe Eugen. Sunt o grămadă de motive din care oamenii se despart. Eu am vrut să avem o familie fericită și ca la lume, ca la toți. Zi-mi, te rog, îl vezi pe acest tânăr? Da. Îl cunoști? Da. Cine este el? Deși ai făcut copiii ăia, dar... Băghina-mă fără tată, da? Dar ei nu s-au bătut așa... Să ziceți că... S-au bătut până la sânge sau... În subconștient sunt unele bănuieli, unele presupuneri, unele gânduri. Pe urmă am vrut să-l... otrăviesc. Ajută-mă, Doamne! Dar eu ce-s vinovată? Eu trebuie să vin să-i fac... Eu m-am certat... Ambii, și Victor, și Tatiana, au acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni, afirmând că nu au nicio vină. În câteva clipe vom afla dacă ei spun adevărul. Știi cine este vinovat de moartea lui Eugen? Ascunzi adevărul despre moartea soțului tău.